Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 și 0 grade. Izolat se va semna la ceața. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat vreme în general plăcută. Maxima a ajuns la 6 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 3 grade. Mâine meteorologii anunță vreme asemănătoare în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 8 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 3 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 8 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 3 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 8 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 3 grade. În zilele care urmează, vremea se menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 8 grade. Vineri vom avea parte de vreme plăcută, maxima va atinge 7 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 0 grade. În cursul zilei de sâmbătă, maxima va ajunge la 7 grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 0 grade. Duminică, maxima se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la minus 5 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salojanul.ro. La revedere!